Salut, traderi! Este data de 19 ianuarie. Nu o să vorbesc foarte mult astăzi, doar despre euro-dolar și USD-JPY. Așa, bun, în cazul euro-dolar, corecția pare că a luat sfârșit. Avem această zi de scădere ieri. În momentul de față, în fine, consolidăm. Dacă unim aceste două lumânări, avem un pin bar. În plus, după cum observăm aici, avem acest pin bar și după aia două lumânări inside, deci aceste două lumânări pot fi considerate o spargere falsă. Cum spuneam, în opinia mea, corecția pe euro-dolar a luat sfârșit, deci putem intra short. Nu mă aștept să mai atingem 1.08. Iar targetul de profit ar putea fi cel puțin în zona de 1.04. USD-JPY, pe care poate îl și găsesc. Ieri, de asemenea, am avut această creștere agresivă care formează un bullish engulfing. Nu am atins 110, retragerea de 50% din creșterea post-Trump. Și aici se pot deschide poziții long, iar stop loss-ul poate fi pus sub 112.40. Cam atât pentru astăzi. Ne auzim cu alt video mâine. La revedere!